care a mers la FCSB Cătălin Golovca și Olimpiu Vasile Moruțan. A început confruntarea de la Drobeta Turnul Severin. Așteptăm ca și dumneavoastră o partidă de calitate, pentru că se întâlnesc două echipe ofensive. S-au făcut și foarte multe declarații interesante înainte acestui joc, însă vom reveni asupra lor puțin mai târziu. O pasă aici pentru Burlacu, scoate lovitura liberă, vârful în vârstă de 20 de ani al Craiovei. Iată, execută Mitriță peste poartă. Nu i-a lipsit mult să deschide scorul lui Ionuț Alexandru Mitriță. Și el a venit din Italia la Craiova, asemenea lui Davis Man, jucător cu viteză foarte bună. Pasă pentru Daniel Popa. Continuarea lui Daniel Popa este importantă. Pasă excelentă pentru Mihai Roman. Roman, un dribbling, să vedem șutul lui Roman. Ocazie mare pentru FC Botoșani. E prima mare ocazie acestei partide. Acțiune superbă a botoșanilor. Spuneam că au câțiva jucători de contraatac foarte buni cei de la FC Botoșani. Am văzut cum Serediuc a pasat în centru pentru Daniel Popa, care la rândul lui vine centrarea lui Gustavo. Chelici este acolo, lovește mingea. Chelici, intervine Bordeanu și am văzut un șut spectaculos al... Iată, încă o dată, execuția spectaculoasă a lui Andrei Burlacu. Gustavo, peste poartă. Mai devreme a șutat aproximativ din aceeași zonă Gustavo, dar atunci balonul a fost blocat de un adversar. Acum, până în acest moment, execută Roman Bară! E a lui Marseille, dar Tătărușanu a avut câteva intervenții extraordinare. Repune mușat Daniel Popa, forțează pătrunderea, iese! Respinge Calancea! Și acolo a explodat, să spunem așa, Mihai Roman. Acolo a crescut Mateiu. Încă o dată acțiunea lui Daniel Popa și centrarea lui Mitriță este foarte bună. Roman în transversală, s-a ridicat Fanionul însă. Nu s-a ridicat, cred, la poziția lui Mihai Roman 2, ci la poziția lui Gustavo Mitriță. La marginea careului se află Spahia, dar Mitriță centrează la colțul lung Gustavo și este gol pentru Craiova. Marchează Hristos Latinski. Ce fază și ce bucurie declanșează acest gol marcat de Hristos Latinski, minutul 79. E o fază de revăzut pentru dinamica ei, pentru că este o fază foarte, foarte interesantă. Cum oare reușește Zlatinski, după ce pasează pentru Mitriță în partea stângă, să ajungă acolo la colțul lung deja, pentru că vorbim și despre o a doua parte a fazei. Iată pasa lui Mitriță, recentrează acolo Gustavo. Care va începe la 20, la 23 e Barcelona, Real Madrid. O diagonală foarte frumoasă aici, Mitriță se îngel cu atache. Mitriță ține acolo mingea, o fură până la urmă cu echipierul Bancu pentru Roman. Ocazie importantă de 2-0 pentru formația gazdă. Bancu s-a săturat acolo să aștepte o pasă de la Ionuț Mitriță și a pur și simplu a luat mingea cu echipierului. Golul acestui succes în minutul 79. Botoșanul suferă primul eșec din actualul campionat. Mâine CSR Cluj ar putea fi noul lider al clasamentului. Sunt George Tudor Rostenescu pentru atenție. Rămâneți alături de noi pentru spectacolul campionilor.